Legat de chioșcurile care sunt în Mangalia, puneți că la câte chioșcuri ștarabe avem în pădure? Nu mai aveți atât de multe chioșcuri ștarabe. Știu că v-ați dorit o tarabă sau un chioșc în Neptun și nu s-a aprobat și de aceea sunteți puțin revoltat. Nu avem atât de multe. Auziți, vă rog frumos să faceți public, să arătați că mi-am dorit o tarabă. Uitați-vă în ochii mei, spuneți-mi că nu e adevărat. Păi uite în ochii dumneavoastră și vă spun că nu v-am solicitat. Arătați dumneavoastră la presă că v-a solicitat Bucioc Dragoș și tarabă undeva. Da, mi-a solicitat Bucioc Dragoș și tarabă. Arătați public, în Neptun. E public, public spun, uitați-vă. Nu, haideți să nu mai facem o atacă. Păi da, asta e realitatea, domnule. Adică atunci când mă atacați pe mine o să tac și când spun adevărul despre dumneavoastră, nu trebuie să mai spun nimic. Ședințele de Consiliu Local din Mangalia se încheie așa cum încep, cu scandal și fără niciun punct comun. Consilierii locali din Mangalia contestă fiecare proiect inițiat de edilul Radu Cristian. Primarul a reacționat chiar în cadrul ședinței și a acuzat pe consilieri că îi resping proiectele tocmai pentru că refuză să le facă favoruri. Vă ați înțeles că se exprimă dumneavoastră la gardă. Vă considerați la gardă, iar noi suntem buticarii dumneavoastră. Eu mă întreb dacă vă făcea Dumnezeu cât e o haris, domnule, că ai în picioare dumneavoastră. N-ai pic de respect față dumneavoastră și pe copilul ăsta. Deci chioșcul este al băiatului meu. Scuzați-mă, domnul Dragoș Bușarul. Scuzați-mă. Deci al băiatului meu. Anul trecut a fost de 5 tineri. Au funcționat un chioș, domnule profesor. Că se mai bate. E rău dacă se creează 5 locuri de muncă. Din cele 12 proiecte aflate pe ordinea de zi, consilierii au fost de acord doar cu 3, două referindu-se la reabilitarea obiectivelor turistice din stațiunea Neptun Olimp. Țipetele și discuțiile în contradictoriu s-au derulat pe tot parcursul ședinței. E jenant față de... Fac un apel la echilibru și să păstrăm tonul civilizat al discuției, da? Deja am depășit... Da. Ce-am depășit? Domn primar, ce-am depășit dacă stăm să ne simțim... Continuăm la infinit cu grea moștenire. Asta e, din păcate, haideți la muncă cu toți, estimată doamnă doctor, să stăm. Dacă venim la o lună și ne uităm pe 3 hârtii, ne uităm așa pe și spune, credem noi că nu o să aveți bani, vă mulțumim, haideți să plecăm acasă. Cetățenilor și Mangalia trebuie să simte sabotați, pentru că atunci când ies la vot trebuie să nu mai voteze formațiuni politice, ci oamenii pe care îi regăsesc pe aceste liste, pentru că se votează la grămadă și uitați unde se ajunge. Sunt oameni unii care își doresc sau nu își doresc binele orașului, decât poate binele personal, și dacă nu le satisfaci dorințele, uitați unde se ajunge. Să știți că niciodată n-am făcut troc cu bunele comunității. În cadrul ședinței au fost respinse proiecte care au privit taxarea la oră a parcărilor din Mangalia, înființarea unui club al pensionarilor, refacerea acoperișului școlii numărul 2 din oraș, dar și racordarea mai multor unități de învățământ la rețeaua de gaze.